Numărul noilor cazuri la nivelul județului Botoșani este unul fluctuant de la o zi la alta. Dacă ieri au fost raportate peste 100 de noi cazuri, astăzi avem mai puține infectări. Și anume, 75 de botoșeni s-au îmbolnăvit în ultimele 24 de ore. Cele mai multe cazuri noi s-au înregistrat chiar în municipiul Botoșani, 33 mai exact, iar în cel de-al doilea municipiu al județului, la Dorohoi, s-au înregistrat 6 cazuri noi. În Leorda, 5 cetățeni s-au îmbolnăvit, 4 în Flămânzi, 3 Mihai Minescu și câte 2 în Vorona, Tudora, Șendriceni, Mileanca și Corni. Din Albești, Avrămeni, Bălușeni, Broscăuți, Cristinești, Curtești, Dângeni, Derska, Havârna, Hilișeu, Horia, Hudești, Săveni, Ștefănești și Trușești au fost raportate câte un caz. Rata de infectare la nivelul județului este de 2,23, iar în Sulița a scăzut până la 6,95. În municipiul Botoșani este o rată de infectare de 4,81 per 1000 de locuitori. De asemenea, focalul de pe secția de psihiatrie a Spitalului Județean, deschis în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, a fost închis. O parte dintre pacienți au ieșit din situația critică. La secția de cronici, secția de psihice acuz a fost închisă, focarul a fost închis, pacienții au avut o formă ușoară a bolii și toți pacienții au fost supravegheați pe secția de psihiatrie de un infecționist și de medicul psihiatru și s-a închis focarul, au trecut cele 14 zile fără probleme deosebite. Actualmente avem un focar pe secția de cronici a secției de psihiatrie, unde avem în total 61, de la începutul focarului, 61 de pacienți pozitivi. Unii dintre ei au și ieșit din perioada de 14 zile. În ultimele 4 zile, pe secția de bolnavi cronici a secției de psihiatrie s-au infectat 41 de botoșeneni. Sursa de infectare ar putea fi un bolnav deja infectat sau un cadru medical. În ultimele zile am avut 41 de pacienți care s-au pozitivat, sunt în forme ușoare, sunt monitorizați de medicul psihiatru și văzuți de medicul infecționist. Toți bolnavii de la psihiatrie care au avut până acum COVID-19 au avut forma ușoară, fără a pune probleme deosebite din punct de vedere al bolii. La nivelul țării avem 7365 de noi cazuri de infectare, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. În total, de la începutul pandemiei și până acum s-au îmbolnăvit peste 500.000 de români. Astăzi au fost raportate de către reprezentanții grupului de comunicare strategică 161 de decese puse pe seama noului coronavirus. Au fost efectuate 31.458 de teste în 24 de ore, iar din acest total 20.394 au fost efectuate în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 11.064 la cerere.